G2A, o, dă și-o cu celălalt va. Ne-am așezat la birou, avem ședință. Avem ședință de consiliu. Să beau, mă, bea. Hai, mă, că nu beau, că e ora 3 după masă. Na, bună ziua, membru, și bine v-am găsit la un nou clip. Am să filmez aici, în sufragerie. Sorul masa. Glumesc, mă. Am zis să fac un clip în care aduc aminte de colecția mea de povești din Samp, pe care le mai țin minte acum. V-am zis pe stream dacă să fac un clip din asta în care povestesc și ai zis că da, povestește. Că probabil nu mă așteptați să joc eu Samp, așa voi credeați că eu joc numai Witcher 4 și din alea GTA 6. Nu, n-am ajuns nici chiar la Metin, dar și Samp, e cam pe acolo. Îmi place cum fac reclamă la bazuca acolo, în curând tricouri și hanorace. Complet neintenționat. Am pus tricoul cu bazuca aici pe scaun. Ah, și când mă gândesc la Samp, mă gândesc numai la cancer, numai la toate căcaturile pe care le-am pățit. De exemplu, eu am multe povești în care intram pe servere de ruși, de brazilieni, de polonezi. Ăla a fost fain, am o poveste de pe un server. Nu sunt lungi poveștile, scurte, că nu s-au întâmplat prea multe, dar facem așa o mică sinteză a tuturor întâmplărilor, aventurile. Eram pe un server polonez pentru că pula mea, de ce nu? Am intrat eu acolo, m-am făcut camionagiu. Am zis, mamă, să-mi bag pula, acum transport în toată Polonia. Mă îmbogățesc, m-am gândit. No, intru și văd regulamentul. Vă dați seama, numai plâșnări la plâșnări finale erau. N-am înțeles absolut nimic. Am dat la nimereală pe butoane, am reușit, mi-am făcut caracter, mi-am făcut buletin. Gata, eram polonez. Și am zis că mă duc să transport marfă. No, intru în camion și am două opțiuni când intru în camion. Legalnie sau ilegalnie. Stau eu, mă gândesc... Ilegal, ne vă dați seama. Și era server de roleplay. Și normal că erau polițiști polonezi. Studeau pe margine autostrăzii. Eu n-am știut asta, am aflat după. Că sunt polițiști care stau ca în filme. Și când trece camionul, mă, și vin după tine. Nu, eu n-am știut. Eu transportam ilegalnie pe un server de polonezi. Și mă duc eu cu camionul, meream pe autostradă, în Asventura, numai așa făcea tremură, tabla. Meream cu tirul, cu 200 la oră. Dintr-o dată numai au girofarul. Superb a fost. Mă uit în oglindă, poliția venea după mine, futu Dumnezeu, no. Eu român pe un server de polonez, nu știam nimic, mă, deci nu e că era și engleză, era numai poloneză. Trag pe dreapta tirul, se dă jos polițistul, vine așa cu animații de umblat, că era mare roleplayer, nu vine în fugă în polonez, să-mi ceară actele, vine tot transpirat. Cum vine așa încet omul? O zis către mine, sau cel puțin asta am înțeles eu, la care eu m-am uitat către el și am zis, legalnie, atâta știam. Da. N-am știut să zic altceva. Stă polițistul, se uită la mine, merge în spate la camion, se uită, verifică marfa, eu mă căcam pe mie acolo, marfa mea era ilegalnie. N-am să uita polițistul și m-așa a făcut cu pistolul. Și am ajuns la pușcărie. Și asta e aventura mea pe server de polonezi, în care am crezut că pot să devin miliardar necunoscându-le limba. Apropo de server, nu știu de ce fac asta, dar odată eu cu vărul meu, să te mișcă camera, să nu mai mișc. Odată eu cu vărul meu am intrat pe un server de ruși. Se vorbea numai rusă. Numai rusă, deci nu crește engleză, cum nu, ca și ăștia, cu legalnie, ilegalnie, atâta. Am intrat la ruși în pula mea. Na, și ne dă în gară, pe mine și pe vărul meu, direct la betoane ne-am dus. Deci nu înțelegea nimic, atâta lumea vorbea acolo rusă, era agitație mare, în depozit, fugeau stânga-dreapta cu saci de ciment, eu cu vărul meu acolo, ce pula mea cu aia, fugim și noi după ei. Luăm niște saci de ciment, îi ducem și căram pe saci de ciment să mă fută Dumnezeu din am cărat la rușii aia vreo două ore pe betoane. Pentru că am aflat cumva, am dedus, adică n-am aflat că nu știa nimeni să vorbească cu noi. Vorbeam acolo în sediu, cineva engleză, nimeni în pula mea, veneau și scriau niet din alea, nu, n-aveai cu cine. Și cumva am dedus că trebuie să mergi în San Fieron, al doilea oraș, să-ți faci permisul de conducere. Și apoi ne-am uitat, taxiurile erau scumpe ca dracu, erau ruși din aia, așa stăteau cu țigara, parcă, dați-mă că nu se întâmplă asta în joc. Dar eu așa îi vedeam. Vedeam așa și numai așa făceau către noi, de bani. Până am cărat două ore pe betoanie degeaba, că până mă duceam cu taxiul, îmi luau toți banii, nu mai aveam bani de carne de conducere. Și ce m-am gândit eu cu vărul meu, după ce am cărat două ore pe betoanie, direct pe jos, până în orașul 2, până în pădure, pe acolo, pe la viezuri și urși, nu sunt San Andreas, dar înțelegeți voi, imaginația mea tot timpul e așa. Și fugeam de ne futea Dumnezeu, vă dați seama, oameni normal treceau cu taxiul pe lângă noi, treceau, mergeau la muncă, șoferi de autobuz, eu cu vărul meu așa pe autostradă, în pula mea, către orașul 2, să ne luăm permisul de conducere. Ajungem acolo, în orașul 2, ne băgăm în blipul ăla, gata să ne luăm carnetul, gata să răspundem la proba teoretică în rusă, vă dați seama, nu știu ce s-a întâmplat, scriau acolo ceva cifre, n-am înțeles ce-a fost aia, ori n-am avut destui bani, ori n-am jucat destul pe server, ori n-aveam lev, deci nu știu. Ideea e că am cărat două ore pe betoane, la ruși,
Am fugit jumătate de oră pe jos, poate nu chiar jumătate, dar cam așa cred că ți-a. Să ajungi din docuri, din Los Santos până la Dracu în San Fierro, nici nu mai știu. La școala de șoferi, cam așa cred că ți-a pe jos, ca jumătate de oră. Și nici nu puteai să alergi în continuu cu sprint, că obosea caracterul, că era roleplay și făcea... Păi nu mai puteam, eram obosit. Nu, și ideea e că am fugit degeaba până în orașul 2, pe serverul de ruși. N-am putut să ne luăm carnetul. Și știi ce am făcut? Am fugit înapoi. Te-am ajuns înapoi, te-am mai cărat betoane. De ce? Nu știu. Atât am știut. Nu s-a putut acolo, înapoi la betoane. Na, dar vă dați-mi acolo cum ne-am plictisit. Am mai cărat vreo jumătate de oră betoane, dar nu știam ce să facem cu banii. Că nu mă fugeam cu sacii pe la mine de beton. Odată eram cu vărmea tău cu Teddy, nu știu ce am făcut, am jefuit un bancomat sau ceva de genul, în primul oraș. Păi normal că a venit poliția, player virgin după noi. Eu am jefuit în plan să-mi iau niște haine custom, că erau tricouri cu SpongeBob și cu din alea. Pula, am crescut eu cam bani de tricou, pula, numai poliția, numai așa rapidi după noi. Ne-au băgat acolo computerul de port, bam, după noi direct. Fugeam din efutia Dumnezeu de ei, vărul meu conducea și eu m-am urcat repede în mașină. Când o striga poliția, ne-am urcat în mașină, am fugit, am ieșit din primul oraș, merea vărul meu cu mașina, adică arăta așa, dar știți cum era? Așa merea el, pentru că conducea de la joystick o mașină și fugea de el, futea Dumnezeu cu joystick-ul ăla, eu stăteam în dreapta, mă uitam la poliție, numai nu ne lăsa la în pace, fugea după noi, nu trăgea după noi, nu știu de ce. Dar era unul singur și venea după noi, gata, detectivul, gata să crească în rang, fătă-l Dumnezeu, nu puteam eu să am bani de tricou cu SpongeBob, na. Și îi zic lui vorul meu, îi zic lui Teddy, bă, Teddy, fii atent, du-te pe lângă apă, repede, eu sar din mașină și o să te las în pace, că el n-avea wanted, numai eu. Pe unele servere, dacă urci cu wanted într-o mașină, îi dă și la celălalt. Pe ăsta văd că nu era, nu. Merea vărul meu cu joystick-ul, conducea mașina, aveam un mumbin din ăla, știu, o dubă din aia de fugea, de o futea, Dumnezeu, vă dați seama că nu. Merea vărul meu cu joystick-ul, s-o pus pe, chiar la ieșire din primul oraș, a însărit în apă, polițistul s-o dat jos din mașină, s-o uita la Teddy, n-avea wanted level, scos mitraliera și a început după mine, eu așa în apă, între timp fugeam de mă putea Dumnezeu. Vedeați, nu aveam de gând să pierd tricou, banii de tricou cu SpongeBob, trăgea polițistul ăla după mine. Și eu pe Discord vorbeam cu vărul meu sau pe Skype, cred că vorbeam patru, pe TeamSpeak, dracu știi. I-am zis, bă, Teddy, fii atent. Ăla s-a dat jos din mașină și vă dați seama, mașina era vulnerabilă, acum este Teddy, fii atent, o să ies din apă pe malul celălalt, tu împingei mașina cu mașina ta în apă. Era planul făcut, că ăla după mine. Și mașina era chiar pe mal. Noi am vărul meu joystick-ul pregătit să-i arunce mașina în apă, să duce omul meu direct cu mașina în apă, direct cu mumbinul în apă. Deci aici era mașina polițistului și așa a venit Teddy. Și a picat în apă. Na, și m-a omorât. Și am ajuns așa în apă. Și nici tricou, bani de tricou de SpongeBob n-am mai avut. Tot cu vărul meu, la un moment dat fugeam, să-mi bag pula, eram la început, nu eram noi, nu ca și acum cam elicopter Infernus și nrg, nu mă, nu, la început, eram mafioți din ăștia, știi, de păcănele, din alea, nu știam noi prea multe. Și cine știe ce ilegalități am făcut noi, nu mai știu, oricum cert era că eram amândoi urmăriți de două mașini de poliție. Probabil mai știți câțiva dintre voi poveștile astea că le-am mai zis, așa, dar acum vreau să le zic pe toate pe care mi le amintesc. Bă, și eu fugeam prin cartiere, pe acolo cu bicicleta, numai așa fugeam, vărul meu cu scuter în spatele meu se ținea de scuter, futea Dumnezeu, mai repede meream eu cu bița, cu țigi, numai așa meream două mașini de poliție în spatele nostru, eu cu bicicleta, vărul meu, cu scuterul. Și ne-am băgat pe ceva străduțe din alea prin cartiere ca să pierdem poliția. Și la un moment dat nu mă văd în față, în pula mea, că-i perete și nu mai aveam cum să întoarcem, că erau alea două mașini, erau neînfundat complet acolo. Eu când am văzut, lui Teddy o spart roata, până mi-au tras din mașină, o spart roata, nu așa făcea de păscute în vărul meu. Eu m-am uitat la el, am văzut că nu mai are nicio șansă, am sărit cu bița pe stăgard și m-am dus. Și vărul meu cu roata spartă, l-a scutere, o dat de perete, s-a lovit, o picat pe jos, i-a pus poliția pistolul la cap, la pușcărie înapoi. Și atunci am simțit că l-am trădat pe Teddy. Cel mai mult am jucat cu vărul meu. Jucam de mult, de când eram prunci, și pe SAMP, și pe MTA. Eram la un moment dat cu el, tot sănătos eram. Aveam două mașini de alea pușcate, în pula mea, un Blista compact și un Berenial sau Daraco, știe, ceva din alea. Și cum ne-am gândit noi să dăm o țapă, să facem bani? Am zis, fii atent, era lângă bancă în primul oraș și am zis, Teddy, fii atent. Eu o să-ți zic către unul că fac o liniuță cu el pe bani și mă duc cu mașină nașpa ca să creadă că e easy win.
Dar tu, de fapt, Teddy, cum era așa strada dreaptă, era aici o stradă din care ești așa. Tu, Teddy, tu rămâi pe strada aia. Eu mă pun pe partea din dreapta și când îți zic start, că pornim cu ăla, pornim cursa, tu ieși repede pe stradă și lovești pe ăla. Și că cursa era că ajunge primul la bancă. Și planul era așa. Pornim, eu cu ăsta, pornim, Teddy lovește pe ăsta, eu ajung la bancă. Era perfect planul, nu? Na. Ideea e că ăla avea un inferno să-mi pula mea. M-am uitat așa, m-am dus lângă el, m-am dus ca Vin Diesel. Am zis către el, wanna race? Ăla mi-a văzut mașina, dai să mă urâs. Și o sunat și membrii familiei, cred că să le zică ce s-a întâmplat. O zis că da, îmi pula mea și eu pe sume din astea, știi, gen 100.000 de dolari. Nu știu, n-aveam nici 2.000, cred că. 100.000 de dolari, zic că trebuie să facem cursă. Planul te distătea cu perenialul acolo după colț, gata să intre în el. Na, și era comandă de aia de timer, de 3, 2, 1, nu știu, pe local sau nu mai știu cum a fost. Și apărea. Na, 3, 2, 1 și pornim în pula mea. Și ăla glonț în pula mea și eu zic, Teddy, acum! Ăla era la jumatea drumului, eu nici nu pornisem cu mașina în pula mea. Teddy, până pornit el cu mașina lui, așa au trecut la cum! Și Teddy a venit așa și a încercat să-l lovească. S-a întors ăla în drift la bancă, a venit după mine, give me my cash, face că mi-e futut Dumnezeu, mă urc în mașină la Teddy, amândoi, repede cu perenialul, fugeam de el până deșert pe acolo și în timp ce era lângă noi scria, give me my cash, și apărea în mașină, cum pula mea merea și cu viteza aia și scria și give me my cash, dădea repede enter și după aia a jucat, nu știu, ne-a terorizat. Din primul oraș până la al treilea, dar nu ne-am dus așa, ne-am dus așa direct, până în deșert, în orașul 3, când s-a lovit el de un pod, n-am scăpat de el. Fută-mă Dumnezeu că mă bântuia și noaptea, numai give me my cash. Dacă nu se lovea de podul ăla, mi-a urmărit tot serverul. Cred că ieșeam din joc, dacă nu făcea el accident singur, că nu mai aveam ce să fac, mi-era rușine. La povești din astea, știți ce am pățit la un moment dat, mă, în Samp? Era pe un server cu familii mari mafioți, era familia Corleone și Tataglia. Și apoi eu cu Teddy ne-am dus. Era animație de pișat și m-am dus acolo în casă la Tataglia și m-am pișat pe casa lor. Tu știi ce s-a întâmplat? Futu' Dumnezeu! Familia Tataglia din San Andreas, în pula mea, era aliată cu familia Corleone din San Andreas. Și mă trezesc pe blacklist, în pula mea, că m-am pișat pe templul lor, pe sediul lor. Și mă duc normal în oraș, mă primesc notificare că sunt pe blacklist la două familii. Ce pula mea, zic? Cum vin jeepuri negre în pula mea cu virgin din aia, erau două sau trei jeepuri din alea SUV-uri cu patru, câte patru oameni, mă. Ori vin 12 oameni după mine, în San Andreas, playere reali, când m-am pișat pe sediul lor, veneau după mine, mă băteau cu bâtele, dădeau pe mine, muream, mă respawnau, veneau iară la mine, mă. Mă dădea în spital, ziceam, mă, bine, hai, gata, am înțeles, m-au omorât că am făcut chestia aia. Eu nu mă vineau mașinile negre înapoi, iară să dădeau, iară să dădeau cu bâtele pe mine, bă, m-au nenorocit într-un hal. Am zis să-mi bag acolo, nu știam că ia cineva așa în serios jocul ăla, mă. Îs faine astea de roleplay, dar îs și chestii foarte, îs oameni foarte virgini, mă, câteodată. Știți ce am pățit în GTA 5 odată, în roleplay? Am făcut accident. Am zburat, că n-aveam centura de siguranță pusă, am zburat în mașină, am dat cu capul de ceva stâmp, am picat pe jos, am leșinat. Na, o sunat cineva la ambulanță, nu mai știu cine era lângă mine, Demian sau nu mai știu cine, încă cineva jucam, cred că Demian și Vali, nici nu mai știu. Mă rog, sună băieții careva pentru mine la ambulanță, ghiciți cine era paramedicul, era adminul serverului. Și vine băiatul, scrie că-și pune mănușile și la gen, serios, pula mea de virgin. Și vine la mine, să uită, mă inspectează, vorbea cu mine, pot să mă auzi? Da. Te-ai lovit rău la cap, face către mine. Zic, da, I'm ok, nu mai știu cum e zis ceva, am vorbit așa ceva banal, așteptam să-mi dea o dată revive să mă duc. Pula, era ultimul virgin de roleplayer. Să uită, zice, ai o leziune la cap, hemoragie, mi-a analizat și craniul, pula mea, ce pula mea mă gândesc. Mă ia, mă pune în picioare, zic, no, mersi, nu știu ce. Zice, nu, trebuie să vii la spital, ai hemoragie. S-a rămas așa, gen. Nu, it's ok. Și nu vorbeam urât cu el să-l înjur că era admin, îmi dădea kick în pula mea, că nu făceam roleplay. Zic, nu, că mă simt mai ok, e bine. Nu. De urgență la spital face către mie. Mă ia în pula mea, mă bagă în ambulanță, mă duce la spital, mă pune pe masa de operații, mă operează acolo, zice că acum o să mă tranquilizeze. Acum și eram gen, coaie. Prietenii mei deja s-au dus, se distrează pe serverul ăsta. Eu stau și mă operează adminul din comenzi vocale și scrise. Lasă-mă să plec. Mă rog, m-a operat. M-a zis la final că operația a fost un succes. Și eu eram gen, virginul pulii mele, lasă-mă să plec fără să-mi dai bani, atâta vreau. Și m-a lăsat.
am mai pățit asta cu un tot pe GTA 5 cu un admin din ăla. Eu înțeleg, bă, că roleplay-ul e roleplay. Dar, bă, știi ce am pățit la un moment dat? Înțeleg, am furat o mașină, nu se face așa ceva pe serverele din roleplay. Dar era foarte blană mașina și era lângă plajă. Și eu tocmai ce ajunsesem cu o altă mașină furată. Am furat un Golf 2 sau 3, nu mai știu, era Uber. Să vă zic toată povestea. Intru cu vorul meu pe server, vedem un Golf 2 cu un far spart în pula mea. Mă urc repede din el, să urcă vorul meu în dreapta, farul spart, făcea mașina bing, 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 când aveam centura de siguranță, îmi scria cu roșu jos, nu ai carnet de conducere. No, vă dați seama, eu eram gata să plec undeva și numai vine un polițist în pula mea, un player, și ăsta era server de români și face, bună ziua domnule. Eu între timp, fără permis, într-o mașină furată, fără centura, cu farul spart. Nu i-am zis nimica, vă dați seama, nu i-am zis nimica, mă prefeceam că nu-l aud. Polițistul se plimba pe lângă mașina, bună ziua domnule, bună ziua. Vorul meu stătea în dreapta și el așa panicat, amândoi ne căcam pe noi în pula mea, stăteam într-o mașină furată. Pix cum am intrat pe server, la nici 5 minute s-a întâmplat asta. Bună ziua domnule, polițistul în jurul mașinii, mă puteți duce până la secție? Se învârte, se uită la mașină, zice, a, văd că n-aveți loc. Noroc că avea mașina numai două locuri. Și eu între timp mașina, că n-aveam centura pe mie, n-aveam carnet, n-aveam nimic, mașina furată. Ce polițistul, a, n-aveți loc, ok, și pleacă polițistul. Și am văzut el, putu Dumnezeu, și așa am plecat, am demarat de acolo în Tokyo Drift. Am ajuns după aia pe plajă, că nu știu ce pula mea puteai să bagi acolo la, nu știu ce dracu era, un fel de păcănele, dar nu erau păcănele, era ceva ruletă, nu știu. Și erau mari băieți acolo cu mașini de curse, cu de toate. Eu cu golful meu furat de la un Uber, în plan, fără centură, fără carnet. Mă opresc acolo, mă dau jos din mașină, mă uit la ruletă, zice că n-am destui bani. Mă uit în parcare, mă văd un Ferrari din ăla sau pula mea, știe ce. Oricum din aia, o mașină din aia futuristă, știi? Am zis, putu Dumnezeu, coaie. Știam că n-ai voie să furi mașini pe servere de rol, pe dar am zis... Acum e momentul. Erau niște băieți cu blană în spate, în pula mea, cu mașinile parcate, gata să bage la ruletă. Eu între timp, fără niciun ban în buzunar, cu golful furat. Mă urc repede în mașină și blană pe autostradă. Mă duceam, nu mai puteam de râs. M-am furat mașina lui fraierul ăla, era admin, de fapt. Dispare mașina de sub mine, omul îmi face așa și mă spawnez în fața adminului. Adminul îmi pune pistolul la cap, dar nu așa tradițional, așa de virgin încât animație, m-a luat după gât așa și m-a pus pistolul așa la cap și mă trăgea pe acolo. Și știți ce mi-au zis? Nu puteți să ghiciți ce mi-au zis. Deci, na, dar și dacă v-aș lăsa 10.000 de ani, face către mine, îți ia pistolul la cap, eu stăiam așa și face către mine, unde te crezi, mă, în GTA? Și mi-am luat, nu știu, o oră sau nu mai știu cât mi-a dat, m-a scos de pe server. Și am zis, no. Și eu care mă credeam în GTA, nătângul de mine. Păi eram pe un server, era Curva Andreea, mă, coaie. Sau cum dracu ochii, mă, cred că așa era Curva Andreea, era voce de băiat. Dar ea se auto-intitula Andreea și avea skin de curvă. Băi, și venea după noi și tă ne bătea în pula mea Curva Andreea. Noi n-aveam bani nici de pistol, nici nimic. Numai că nu te așteptai, numai venea Curva Andreea, bam, neveu pe după spate. Bă, și eram terorizat, zia, mă, că ne urmărea la un moment dat. Și am fost cu Demian acolo la Leicester, nu știu ce trebuia să facem acolo, oriceva la job, cu droguri, ceva de criminal, nu mai știu. Bă, și urcăm scările, deja uitasem de ea. Și nu mai vine Curva Andreea de nicăieri și strigă, hai să tu pula și de-i fute lui Demian o bâtă de baseball în cap, a picat Demian așa pe scări, numai s-a rostogolit. Ne-a urmărit, am vrut să facem cursă cu mașină Curva Andreea, bă, deci am fost terorizat de femeia aia, deci nu mi-a fost frică de ăștia care făceau roleplay de mafie pe server, care aveau bani și arme, de cum era frică de Curva Andreea, nu mai ieșa de după Cosma, mamă, îți futea una. N-am înțeles ce-a fost aia, dar au fost printre cele mai amenințătoare aure de om pe care l-am cunoscut în viața mea. Mă rog, hai că deja uite-te cât am filmat. Fută-mă Dumnezeu. Dacă mai amintesc, s-ar putea să fac și partea a doua sau povești din alte jocuri, dacă sunt mai de mult, dacă v-a plăcut. Sper că v-ați distrat. Eu râd de fiecare dată când mi le amintesc și le povestim. Am ca sigur am ratat mai multe. Dar să nici nu fac clip de o oră în care nu mă povestesc. Așa că, dragilor, eu v-am pupat. Sper că v-a plăcut. Și ne vedem, desigur, data viitoare. S-ar putea mâine la Detroit Become Human. Abaptă celor de sub mine că sunt un direct picaj. Cred că-i bun whisky-ul ăsta că-i deja sub ambalaj. Mă uit în buzunar, nici cel mai mic semn de avere. În cazul ăsta ard în te rog încă două beri și o bere. Abaptă celor de sub mine că sunt...